Bună, sunt Emma de la Galeria Creativ. Pentru astăzi am ales un proiect foarte haios și ușor de lucrat, cu fâșile de curling și cu un ou de polistiren. Pentru proiectul nostru de astăzi avem nevoie de următoarele materiale. Un ou de polistiren, eu am ales un ou de 9 cm, dumneavoastră puteți să alegeți orice altă mărime, găsiți multe mărimi în magazin. Vopseaua acrilică dorită, eu am ales astăzi culoarea neagră pentru că vreau să se evidențieze fâșiile de quilling, culorile de la fâșiile de quilling, dumneavoastră alegeți ce culoare doriți. Un lipici stick, pensula și paleta pentru pictură, fâșii de quilling de toate culorile, un băț de frigărui pentru că o să înfig bățul în ou să pictez oul, câteva decorațiuni, pistolul de lipit la nevoie și acul de curling. Haideți să începem. Am perforat un cerc cu ajutorul unui perforator și o să încep îmbrăcatul oului. O să folosesc fâșii de curling de 5 mm și o să vă arăt cum voi îmbrăca oul. Folosesc un lipici foarte bun, un stick care lipește foarte bine și lipim fâșiile în stea. Vedeți? Lipim foarte bine. O să iau altă culoare. Și o să lipesc de jur împrejur. O să iau și culori un pic mai stridente. Câte două fâșii din fiecare culoare. Arate. Luăm oul de polistiren și îl fixăm cu un punct de silicon ca să fim siguri că stă. Pit oul de fâșiile de curling, l-am fixat foarte bine și luăm fiecare fâșie și o vom lipi peste oul. Ungem bine cu lipici și lipim fiecare fâșie de jur împrejur. Am lipit fâșiile de quilling cu lipiciul solid. Le-am prins împreună într-un buchet cu un colier tot din hârtie de quilling și următorul pas o să fie, o să creez cârlionți cu ajutorul acului de quilling la fiecare fâșie. Vedeți? Am terminat de făcut cârlionții cu acul de curling, da? Și ultimul pas o să iau o decorațiune pe care o să o lipesc cu pistolul de lipit. Și oul nostru este gata. Puteți să folosiți un suport special, puteți să-l și pictați.